ce de tine, Irina, Irina, oare, dar tu dacă n-ai observat asta? Irina, sezonul trecut n-am simțit nimic. Poate că sezonul ăsta... Ești un nesimțit, Tudor. Irina e o fată foarte drăguță, care nu cred că s-a gândit vreodată că înțepăturile trebuie controlate. În general, oamenii care n-au făcut asta nu au controlul ironiei, al malițiozității. Tudor, deci, ești un nesimțit. Da, da, cum mă faci tu nesimțit mai rar cineva. Probabil că e un om fundamental bun și când vrea să atace, câteodată dădea cu toporul în cap. Au fost câteva momente. Dar eu așa, cu dragoste, vă... Vă fac papagal, da. Ăsta e felul lui de a curta oamenii. Eu așa am simțit. Și în primul meu sezon, adică în sezonul 8, eu am simțit că Tudor mă curtează. Farmecul tău e că tu nu spui tot. Mulțumesc, măcar am farmec. A, în felul lui. Adică are ceva cu mine. Bine, poate curtat e mult spus, știi? Dar are ceva cu mine. Nu te întreb nimic, iubita mea, doamne. Ca în clasa întâi, când stai cu colega de bancă și o tragi de coadă, de codiță, doar așa ca să o enervezi un pic. Da, exact așa. Băi, între voi o relație, să știți. N-are cum să fie o relație între noi, pentru că eu nu sunt capabil de emoție. Și nu mă supăr pe Tudor, pentru că ăsta este Tudor. Și dacă îmi place muzica lui, ar trebui să-i accept și părțile astea. Când e mai nesimțit, când e mai mitocan, așa, când e... Nu ești tu bărbatul. Plus că nu sunt bărbatul care... Așa. Ce bine că știi asta. Piesa asta, cum știi tu să fii bărbat, a fost scrisă într-o zi. Nu se referă la toată viața mea și nu o să fiu toată viața de părerea că bărbații nu știu să fie bărbați. Am fost odată supărată pe un bărbat și am scris piesa asta și gata, s-a dus subiectul. Peste două zile m-am împăcat cu el. Toți bărbații știu să fie bărbați uneori.